Situație fără precedent la Petroșani. Directorul de la firma care distribuie apa în Valea Jiului și-a tăiat singur apa și a debranșat întreg cartierul central în care locuiește. Totul s-a petrecut joi dimineață când, la primele ore, cartierul central al municipiului Petroșani a fost debranșat de la sistemul de alimentare cu apă potabilă. Asta a decis însuși Costel Avram, directorul general al APASERV, care locuiește în blocul 5 de pe strada Alea Poporului, numai că situația a degenerat, iar oamenii și-au cerut dreptul. Unii au vrut să plătească, alții au spus că sunt la zi cu plata, iar la asociație este închis din cauza celui care o gestionează, care a fost operat și de o vreme a fost nevoit să stea prin spitale. O părere foarte proastă, pentru că noi am plătit. Noi suntem cu 2 luni în urmă, dacă are au 2 ani restanță. La aia trebuia să vină în casă și să-i debranșeze dinăuntru. Nu? Nu e normal așa. Dacă domnul Ioan a făcut ce a făcut cu banii, noi suntem datori să ne suportăm și să suferim fără apă. E groaznic, dacă ne lua o zi. Dar am înțeles că 4-5 zile, o săptămână. Hai la noi, că noi plecăm de acasă. Să lasă pe alții care... Aveți datorii? N-am nicio datorie, mă, îți la zi. Și să vină să-mi taie apa, nu sunt de acord. Nu-i corect așa. Să, de la cei care n-au plătit să sunt, știți, cine n-a plătit? Păi da, dar au evidența acolo, nu au evidența la asociație. La asociație am înțeles că nu e nimeni. Da, cum nu e nimeni? De acum cine ar fi de vină? Asociația, oamenii că nu plătesc? Păi nu, da și oamenii. Dacă n-au plătit, să ia la întrebări. Pentru alții care nu au plătit niciodată apă rece, să suferim. Păi nu se poate. Așa ceva nu-i corect. Să facă debranșări individuale. Oamenii au făcut scandal în timp ce responsabilii de la APE au venit cu propriile lor argumente. Nu mai suntem vinovați, sunteți slabi. Noi vă plătim. Nu suntem noi vinovați. Ba da, e puțitul. Nu-i asociația. Voi sunteți că vă loc să vă trimiteți oamenii individual, veniți ca animalele. Nu te spune adevărat. Noi ne-am plătit. Nu ne-am venit să vă dăm. Asociația, serios dacă nu. Sunt oameni care au plătit. Da, sunt oameni care au plătit, dar vă spun, ei plătesc la asociație, nu la noi în casare directă, că dacă era la noi în casare directă, noi debranșam de mult în casă. Dar noi, vine asociația și dacă îți debite foarte mari, cum e aici pe strada asta, 3 miliarde, ca să acopere asociația, să plătească nouă. Și măsura conducerii a zis că să debranșem până nu se achite bani, știți? Și întâmpinăm, ați văzut, toate greutăți, întâmpinăm cu ăștia, numai e prunc. Dacă oamenii spun că au plătit, acum e vina? Vina nu e a noastră, vine asociația că nu recuperează la restul banii. Noi nu putem să intrăm în casă la cineva dacă dumneavoastră nu-mi dați voie să intru în casă. Nu pot să intru în casă. Vreau să dau niciun interviu, avem conducere cu care se poate discuta. Dumneavoastră sunteți cel care debranșați astăzi în teren. V-am întrebat, doar suntem în fața unei scări. Ce datorie are? Alo? Cu scandal sau fără, oamenii au rămas și cu facturile achitate și debranșați. Situația este unică și nimeni nu a putut să spună care ar fi rezolvarea ei. Asta deoarece locatarii, chiar dacă ar acționa în instanță vinovații, ar trebui mai întâi să se îndrepte spre asociația de proprietari, al cărui șef nu este și înlocuitorul este de negăsit, iar mai apoi asociația ar trebui să acționeze în instanță locatarii restanțieri. Oamenii sunt disperați și mulți dintre ei au ajuns în pragul infarctului atunci când au sesizat că scări întregi de bloc, chiar fără datorii la apă, au fost debranșate pentru că nu a avut cine să dea situația exactă a datornicilor.